Probabil derutată de opțiuni și întâmplări, Isabela devenea din ce în ce mai conștientă de un gând care nu pare să-i dea pace. Hai să ne revenim. Că nu am venit aici ca să plec acasă așa cum am venit. Nu, eu vreau să, chiar vreau să găsesc pe cineva aici. Cred că Vali mă place foarte mult, de fapt. Ți-am zis de chestia asta. N-ai cum să placi un om și să-l tratezi așa, Costinela. Ție ți-ar plăcea ca un bărbat să te abordeze astfel? La modul că, bă, îmi place de tine de mor, dar dau cu tine de pământ de fiecare dată când am ocazia. Păi, de-o parte, nu înțeleg care e frustrările, dar crede-mă că eu m-am simțit cu el cum nu m-am simțit cu niciun băiat din casă până acum. Îți jur, dar a dat cu piciorul ca fraierul și nu mai... Mi s-a luat gen, adică... Da. Nu mai vreau să mai încerc cu el. Am vrut, chiar am vrut să încerc cu Vali. Când eram cu el, până parcă n-avea nimic, adică nu părea un om care nu vede sau ceva. Că se uita fix în ochii mei și am simțit toată emoția și toată chestia aia. Dar a fost un băbălău și aia e. Dar cu Vali chiar am avut conexiunea aia de... Și voi știți asta, de când l-am văzut la draperie acolo. Și nu știam cine e. Da, dar după aia am zis că na, te-ai sucit, te-ai aia, nu. Nu știu ce, ba, nu. Aia, ba, nu. Lă, ba, nu. Eu cu Vali voiam să merg în continuare. Eu dacă nu făcea faza aia, eu tot... Și date-urile celelalte tot cu Vali le ceream. Dar a fost prost și a reacționat așa. Și mie mi s-a luat. Și eu am trecut prin prea multe chestii. Te-ai cu mine de pământ odată, de două ori. Dacă aș fi avut o relație cu el de ceva timp, păi și... aș fi trecut altfel peste. Pe cine vrei să cunoști? Sau care pe Blaze. Asta? Pe Blaze. Serios? Da. Chiar vreau să-l cunosc mai bine pe Blaze. Isabela, de ce plângi? Pentru că am reintrat în starea de aseară. De aseară? De după petrecere. De după petrecere, interesant. Da. Și ai mai spus ceva foarte interesant, că dacă nu s-ar fi întâmplat ca gura lui Valentin să fie foarte mare, celelalte date-uri le-ai fi cerut tot cu el și el cred că e prima dată când află chestia asta. Da, este adevărat. Da, e prima oară când află de asta. Și? Mătușică, că nici tu n-ai mai... Sau ai... Și ce? Ia zi, Valentin, ce e în sufletul tău acum când ai aflat că puteai să faci ceva, să vezi ceva frumos cu Isabela? Poate, nu știu. Doamne ajută, acum na, s-a întâmplat deja să fac comentariul acela și nu pot să-l iau înapoi. Dar tu de ce l-ai făcut? Ia, hai, spune-mi, că n-am apucat să vorbim despre... E un fel de show-off? Hai să luăm cam așa, e destul de... Na, nici, așa cum i-am spus și Isabelei când am încercat să-i explic de ce am spus lucrul ăsta. Până la alta sunt lucrurile atât de incerte aici și se spun atât de multe lucruri absolut în stânga și dreapta, iar apoi vezi că se întâmplă altceva, complet altceva față de ce se aude, încât în astea 3 săptămâni sunt mult mai confuz decât am fost la început, deci n-am absolut nicio siguranță în acest moment. Și având în vedere că ea, Isabela, ești cea mai vorbită fată din casa băieților. Nu sunt mândră de asta. Nu este, nu e, deci imaginează-ți că nu este absolut nimic personal cu tine, ok? Da, stai un pic, de ce să nu fii mândră? Ar trebui să fii flatată că sunt foarte mulți băieți, foarte mulți, mulți băieți care te plac și care ar vrea să te cunoască. Adică, de ce să nu fii mândră de chestia asta? Pentru că orice femeie s-ar simți flatată. Cred și am auzit și de la fete că ar trebui, însă nu sunt. Pentru că nu cred că am conștientizat vreodată ceva de genul ăsta. Până să intri la show Mireasa? Ce regresi tu acum când vergi lacrimile acestea? Faptul că nu am ascultat-o pe mama. Ce a spus mama? Să cred în mine. Mai mult. Și dacă ai fi ascultat-o, ce n-ai fi făcut? Nu știu. În momentul ăsta chiar nu știu. Dar mi-ar fi plăcut să o ascult și să mă văd, cum zice ea, cum mă văd alții. Adică așa cum te văd băieții din casă. Da. Bun, acum, fii atentă.
E clar că ești cea mai râvnită fată și uite, avem discuția asta fără ca celelalte colegi ale tale să fie aici, pentru că îți dai seama, sunt și invidii. Și ceea ce se întâmplă va strâni invidii și între băieți, în mod evident. Pentru că, vorba lui Valentin, nimic din ceea ce vedeți nu e ce pare. Te rog. Și, da, vreau să spun și legat de faptul că Izabela este și cea mai discutată. I-am spus și ei că motivul și pentru unul dintre motivele pentru care am spus lucrul acela este că eram și puțin gelos pe faptul că absolut toți băieții și toți băieții. Și când mi s-a mai întâmplat asta de-a lungul vieții, de obicei am luat un mare pas în spate și am devenit chiar total indiferent față de fata respectivă. Pentru că este ceva ce eu nu mă pot implica. Și am spus-o și într-un fel răutăcios. Ca să-i descurajez ca pe ei să se apropie de Izabela? Un pic de tot, ai securizat-o un pic, așa? Am încercat să fac lucrul ăsta, evident. Nu, n-a funcționat absolut deloc. Adică, a fost ca un bumerang, s-a întors împotriva ta. Absolut în freză, ca să zic așa. Dar în același timp eu am mai fost și pățit cu exact tipul ăsta de context. Toată lumea vrea o singură fată și atunci ei i s-a permis anumite lucruri. I s-a urcat la cap faptul că era cea mai... Sper din toată inima ca Izabela să fie sinceră cu ce a spus, să nu i se urce la cap faptul că este cea mai răvnită fată. Și aș aprecia asta mult mai mult decât orice îi face în această emisiune, Iza. Mi-ai demonstrat că greșesc enorm de tare. Greșești, chiar greșești. Super, din nou, cu demonstrațiile e mai greu. Dar da, am fost și gelos și am fost și răutăcios, dar am fost și realist. Adică eu mă sperii de fete care sunt răvnite de toată lumea.